Salut, eu sunt Vladimir Ștefănescu și astăzi vreau să anunț toți urmăritorii acestui canal că de acum încolo toate activitățile mele pe toate canalele de social media, dar și pe noul site oficial, vor fi desfășurate sub o nouă emblemă, Școala de Astronomie. Am ales să fac această rebranduire deoarece consider că în acest fel voi ajunge la mai mulți oameni pentru a putea aduce informații interesante și ușor de înțeles din domeniul spațiului cosmic. Iar denumirea descrie perfect activitatea pe care eu o realizez deja de mulți ani, popularizarea domeniului fascinant al astronomiei. Odată cu această renaștere, voi demara noi activități cu tematică astronomică și le voi extinde pe cele deja existente. Așadar, pe lângă cursurile pentru copii și adulți și pe lângă observațiile prin telescop, am pregătite mai multe surprize pentru voi, pe care le voi anunța în decursul acestui an. Am învățat multe lucruri de când am dat startul proiectului meu personal în acest domeniu și sunt convins că această schimbare va aduce prospețime și un suflu nou. Iar nevoia de a căuta mereu moduri de a îmbunătăți un produs sau felul în care acesta este livrat reprezintă o caracteristică esențială a oricărui model de business. Pentru că, fără voi, cei care susțineți acest proiect și care participați în mod activ la activitățile organizate de mine, nu aș fi ajuns până aici. Așa că vreau să mulțumesc oficial pe această cale tuturor susținătorilor mei, tuturor celor care au participat sau participă la cursurile și evenimentele mele și tuturor celor care mă sprijină în activitatea mea de a populariza această frumoasă știință. Chiar zilele trecute m-am bucurat să primesc un telefon de la un susținător al canalului care m-a sunat să-mi povestească că a făcut foarte multe vizualizări cu un live pe TikTok în care a surprins Luna prin telescop. Super tare! Pentru că sunt din ce în ce mai multe persoane la noi în țară pasionate de acest domeniu fascinant, iar scopul meu este să ajung la cât mai mulți dintre voi. În concluzie, etalonul în educație astronomică din România este oficial de astăzi Școala de Astronomie. Și vă invit să vizitați și noul nostru site, care, din punctul meu de vedere, a ieșit super tare. Pe această cale vreau să-i mulțumesc în mod special și lui Mihai Crețu de la Neotech, care m-a ajutat să scot un site excelent, ușor de navigat și foarte atractiv din punct de vedere vizual. Iar eu vă aștept la activitățile mele din viitor, pe care, bineînțeles, le voi promova și pe paginile de social media. Eu sunt Vladimir Ștefănescu de la Școala de Astronomie. Până data viitoare, eu vă salut!